Când sunt de același fel, fac plus. Când sunt de semn contrare, fac totdeauna minus. Totdeauna minus, da? Asta trebuie să copii. Oamenii, în practica de zi cu zi, n-au putut lucra numai cu numere întregi. Pentru că, la un moment dat, au vorbit și de o jumătate de pâine. Adică și o jumătate de măr. Unul din doi. Un... Da? Unul deci, pe doi. Deci, au fost, în practică au impus asta. Nu că cineva așa i-o vin lui în minte și hai să vorbim și despre fracții. Sau doi din zece. Da? Deci, practica a impus chestia asta să lucrăm și cu numere altfel decât numele întregi. Poftim? Doamna, ne-a învățat și să facem desen. Deci, și? Să vedem ce înseamnă o doime, da? Da, deci o doime, n-am acum un număr, facem o doime, un pătrat, de exemplu, și nu împărțim în două, iar o parte din el îl colocăm. Corect. Din trusă de creioane, în care în total sunt două, luăm doar unul. Așa. Deci dacă am primit întregul ca fiind din două creioane, cum spui tu, o jumătate din mulțimea asta înseamnă un singur creion. Altfel spus, dintr-un măr, dacă vrei o jumătate de măr, înseamnă că mărul îl dai în două și e una din cele două părți, nu? Știți cum se împarte cel mai bine între doi prieteni un măr? Nu, primul mănâncă o jumătate, celălalt mănâncă o jumătate. Nu? Nu, deci fiecare e un măr. Deci, ca să nu apară, de aia am spus între cei doi prieteni, ca să nu apară discuții între ei, unul taie și cealaltă alege. E frumos? Ba da. Deci unul taie mărul, se va strădui să-l taie cât mai corect în două, că celălalt o alege. Ăla care alege e mai avantajos. Păi alege și dacă ăsta n-a tăiat corect, înseamnă că alege partea cea mai mare. Și atunci el se va strădui să facă ce lucru? Să împarte exact în două, da? Da. Ca să nu rămână partea mai mică, să nu rămână partea mai mică. Așadar, mergem și vedem. Deci, o jumătate, da, rămas o pletă, așa, bun. Deci, copii, o jumătate din un cerc, deci dacă am un cerc, un măr, hai să zic așa, jumătate, așa, facem o codiță și acolo, nu? Așa. Jumătate dintr-un măr trebuie să-l tai exact în două, da? Eu alegi partea din stânga. Tu alegi partea din stânga. Dar acum ce mai alegi? Cea din dreapta. Cea din stânga, da. Eu tot cea din stânga. A, și eu tot din stânga. Dacă mă să vedem cea din stânga e mai mare. Fac perfect, dar ați înțeles ce înseamnă jumătatea, da? Una din acestea, dar... 1 pe 2. Deci arată ăsta de sus spune cine este. Descolorați. Hai să o colorăm. Sau să tragi. Așa. 1 pe 2. Asta înseamnă 1 pe 2 este același lucru cu a spune 2 pe 3. Atenție! Exact. Știu. Pentru că... Știți de ce, prof? Poți arăt? De ce? Uitați. Pentru că dacă împărțim în 4. În 4 atunci tot este tot la fel. Cele două bucăți fac tot jumătatea. Exact, da. Asta a spus, da? Asta ne putem cu segmente. Cu segmente, da? Da. Ia să vedem. O să ne puteți scrie la tablă, adică ne dați, de exemplu, 1 supra 2 și noi să facem desenul? De acord. Deci, ia să vedem. Un segment. Și al doilea. Așa. Da. Mai cintăm două. Așa. Adică și aici... Sau. Punctate aici, da? Da. Ca să faci diferența între... Da. Între ceea ce a fost... partea care nu se așureză aici, da. E pusă punctată. Corect. Pe noi nu ne-am uitat așa. Pe noi ne-am uitat să facem o coladă. La partea care o luăm. Da. Sigur că și așa, și așa. Deci nu are importanță. Da. Important este că... asta înseamnă o doime, da? 1 supra 2. Deci asta înseamnă o doime și cealaltă care a rămas tot o doime, da? Profu, da? Și doamna ne-a mai învățat că putem face, de exemplu, și din 10 pe 70, 10 pe 70 din 3, de exemplu. A? Pardon, din 2. Dintr-un întreg, da. Dintr-un număr, da. Care este fracția dintr-un număr. O să discutăm imediat, dar lăsați-mă un pic aici să-mi conduc ideea. Da. Deci, ați văzut că 1 pe 2 înseamnă 2 pe 4,
înseamnă și 3 pe 6. 3 șesimi este același lucru. Adică dacă întregul aș împărți în câte părți, tot în 6, în 6 și aș lua 3 din ele, e ca și cum aș lua un întreg. Uitați-vă, ca să vă convinc. Deci, bun, dacă tot așa de bine este 4 optim. Da. Deci 4 optim, exact cum întregul ăsta, mărul ar fi fost împărțit în 8. Ia uitați-vă, în 8 așa. Uitați cum îl fac acum. Am făcut în 8, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acord, da? 8. Și eu iau 4 din ăstea. 4 din ăstea, exact ca și mă luam jumătate. 1, 2, 3, 4. În 6, cum aș fi putut? Acum nu facem ca să... Vine mai greu în 6. Poți să arăt eu când dăm în 6? Dar mă pot descurca și în 6. Cum dăm în 6? Cum dai în 6? Chiar mă, un cerc, cum îl dai în 6? Băi, dacă îmi spui chestia asta. Cum dai în cerc în 6? Am descoperit. Ia să văd, cum dai în cerc în 6? Dar perfect se mergea. Perfect? Da. Dar n-am o linie și... Stai mă, că asta mă interesează. Cum dăm un cerc în 6 părți? Ia să vedem. Asta e centrul cercului. Ia să vedem. Nu e perfect egal. Spărți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Da. 2, 3, 4, 5, 6. Dar cine îmi spune cum se împarte perfect în 6? Ah. Perfect. Dacă? Da. Uite, vă spun eu, dragilor. Dacă luăm, dacă am avea un compas, da, și trasăm cercul cu multă precizie, cu compasul trasează perfect, da? Da. Și luăm în deschizătura compasului raza cercului și cu lungimea raza cercului venim și fixăm vârful compasului aici și cu deschizătura asta tragem un arc de cerc. Mișcăm și tragem un arc de cerc. Mișcăm, tragem un arc de cerc, mișcăm, tragem un arc de cerc și mișcăm, tragem un arc de cerc și așa se împarte. Perfect! 1, 2, sau mai știu cumva. 5, 6, perfect. Deci, atenție multă cât de deșteaptă este ideea. Deci n-ai important să duci o rază, duci raza și iei în compas deschizătura, da? Și cu deschizătura fixată, pui vârful compasul aici, după care transcrii un arc, adică iei și fixezi lungimea razei, cum ar veni. Și pun tot așa, și tot așa, și tot așa. Și surpriza mare, ai reușit o împărțire perfectă. Perfectă. Ei, așa un mare matematician, Arhimede, desena pe nisip un cerc. Și lua diametru. Ce înseamnă diametru? Diametru înseamnă două raze. Uitați așa, două raze. Și luând el două raze, o luat și o măsurat cu o sfoară cercul, este la pe cerc. Cu o altă sfoară o luat lungimea diametrului și o întins sfoara care era lungimea cercului și o mers și o pus o dată, de două ori, de trei ori și rămâneau încă capăt micuți. Măi să fie, și s-a întâmplat așa. O luat alt cerc, mai mare, diferit de la mine. Și iar și-a pus sfoara aceea de o măsurat exact pe circumferință, pe cercul respectiv. Da. Cu alta, din nou măsurat diametrul, era diferit de altul la cercul înainte. Și iar au pus de trei ori, o întins și-a mers de trei ori și-a rămas exact în pic. Și atunci o să Arhimede va să zică, diametrul merge în lungimea în cerc, de trei ori și un pic. Și toate cercurile care le-a luat el s-a jucat acolo, de fiecare dată mergea de trei ori și un pic, trei ori și un pic. Și zic, pe trei ori și un pic ăsta, să-l numesc într-un fel. Și l-a notat așa, pi. Pi. Așa, trei, care înseamnă 3,14 și multi decimali. Multi, 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 multi. Când au încercat să facă împărțirea
că lungimea cercului au putut să îl afle, nu? Când știe sfoara, o știu cât este. Da. Diametrul știu cât este. Când încerca să-mi facă împărțirea, aceea nu s-a putut face împărțirea niciodată. Și eu zic, bă, cum, nu sunt parte niciodată. Da, doi. Și atunci eu zis, hai să mătesc pe ăsta cu un număr, că este un număr special. Pi, l-au numit, da? Pi. 3,14 și cu multe decimale. Ei bine, atunci lungimea cercului este egal cu de două ori raza, de două raze, că sunt două raze, nu? Ori pi ăla, ori pi. Deci e egal cu 2 pi r. Lungimea cercului este 2 pi r. Unii pi 3,14. Deci, invers, dacă merge din 3 ori și un pic, atunci lungimea cercului de 3 ori și un pic acela ori diametru. Deci 2 pi r. Iată-ne că în felul ăsta am pus la punct ideea asta. Dar la ce noi, la ce am plecat noi? La ce înseamnă o fracție, nu? Da. Fracția înseamnă, iată, dacă am luat 1 pe 2 și mulțim și numărătorul și numitorul cu același lucru, am amplificat-o cu 2 și o dat 2 pe 4. Vezi? Deci mulțim și numărătorul și numitorul, valoarea nu se schimbă. Valoarea tot o jumătate. Ori 2 pătrim, ori 3 șesim, ori 4 optim. Când e de 1 pe 2? Când? Rezultatul. Tot timpul, la 2 pe 4, tot 1 pe 2 faci. Când putem face proba înapoi. Dacă simplificăm prin 2, dacă simplificăm prin 2 și numărătorul și numitorul, adică împărțim la 2 și pe numărător și pe numitor, tot 1 pe 2. Din coace, dacă împărțim la 3 și pe ăsta de sus și pe ăsta de jos, tot 1 pe 2 faci. Dacă împărțim la 4, tot 1 pe 2 faci. Da? Deci, care ar fi observația care trebuie să o aveți în minte totdeauna? Dacă înmulțim o fracție 2. Și numărătorul și numitorul cu număr, fracția nu se schimbă ca valoare. Valoarea ei rămâne aceeași. Notați că asta e cea mai tare care v-am dat-o acum. Sigur că notați. Da? Da, notați-vă că asta e. Spuneți chestii la fracții, nu? Intru la fracție aici, că am început capitolul ăsta, fracții, da? Discuția. La propunerea lui Noemi. O să ne puteți da, de exemplu, da, 6 pe 10 și noi să facem desenul? Am dat un exemplu. Nu, da, de exemplu 6 pe 10 din. Da. O să facem și asta, dar așteptați-mă un pic, da? Numai ca să insistăm pe partea asta care îmi place mie foarte tare, să înțelegeți ce înseamnă fracția, da? Deci, insist și spun așa. Observație foarte importantă. Observație foarte importantă, da? Observație foarte importantă. Prin înmulțirea. Prin înmulțirea. Noemi, capul. Noemi, o să vezi în filme și toată lumea zice, cine-o fetița aceea, Noemi? Noroc că te văd. Hai să o punem, da. Să ducem în față. Da. Știi ce am să fac? Într-o următoare etapă, Noemi, am să viu cu camera și să te filmez. Cum stai tu cu capul așa? Poți să filmezi eu? Nu, eu o să filmez. Da? Mă duc, nu mă duc așa pâș-pâș spre... Mă duc eu dacă vreți. Nu. Ea a înțeles că este important să fie atentă. Deci observație foarte importantă. Prin înmulțirea. Prin înmulțirea cu număr. Atâta număr. Prin înmulțirea cu un număr, prin înmulțirea Noemei cu un număr, atât a numărătorului cât și a numitorului, prin înmulțirea cu un număr, atât a numărătorului cât și a numitorului, valoarea fracției nu se schimbă. Valoarea fracției nu se schimbă. Valoarea fracției nu se schimbă. Deci prin înmulțirea atât a numărătorului, numărătorul e ăla de sus. Da. Și numitorul ăsta de jos, da? Prin înmulțirea atât a numărătorului și a numitorului cu același număr, valoarea fracției nu se schimbă. Nebă. De desubt.
Același lucru se întâmplă și la împărțire. Același lucru se întâmplă și la împărțire. Deci și tu cu capul destul. Același lucru se întâmplă și la împărțire. Uite, am să spun un lucru. Te-ai aplicat intenționat. Să vezi dacă ți-atrag atenția. Da. Dar să spun un lucru. Perioada asta până când cât ai stat tu, ți-a afectat privirea. Fără să-ți dai seama, deci nu te juca cu chestia asta. Exact cum... Deci același lucru se întâmplă și la împărțire. Același lucru se întâmplă și la împărțire, da? Același lucru. Copii, hai să ne jucăm un pic cu chestia asta și până discutăm de ce a spus voi. Să ne jucăm cu amplificarea și... Prin desen? Și prin desen putem face, dar facem acum teoretic, să înțelegeți voi exact ce se întâmplă. Uitați-vă. 3 pe 9 putem să simplificăm? 3 pe 9 putem împărți la ceva atât numărătorul și numitorul? Da. La cine s-ar împărți? La 3. Deci, când simplificăm cu 3, hai să zicem așa, aici punem când simplificăm și când amplificăm o să punem partea asta. Deci, 3 împărțit la 3 face 1 și 9 împărțit la 3 egal cu 3. Da? Deci, asta se cheamă că am simplificat fracția. Deci, spuneți aici în paranteze, am simplificat fracția. Am aplicat ce procedeu? Am împărțit și numărătorul și numitorul la același număr și valoarea fracției nu se schimbă. De aia îmi punem egalul. O să arăt cum e la amplificare? Imediat o să vedem. Dacă am 2 pe 7, 2 pe 7 mai poate fi simplificat? Găsim un număr care se împartă, să-l împartă și pe 2 și pe 7? Nu. O astfel de fracție se cheamă ireductibilă. Da? Deci fracție... Ireductibilă. Da? Ireductibilă, adică nesimplificabilă. Nu se poate simplifica. Da? Nesimplificabilă. Nesimplificabilă, da? Ireductibilă, în paranteză, nesimplificabilă. E mai simplu așa. Da. Nesimplificabilă. Ai scris și tot, te rog. Ireductibilă, în paranteză, nesimplificabilă. Nu se mai poate simplifica. Fracție nesimplificabilă. Bun. Dar fracția, să spunem, 4 pe 10. 4 pe 10. Este simplificabilă? Da. Adică găsim noi pe cineva... Da, la 2. La 2, da? Atât numărător. Sau la 5. Dar nu se poate fi la 5 una și alta. Da. Deci am atât numărătorul cât și numitorul să se împarte, da? Deci asta s-ar împărți prin cine? Prin 2. Și ar face cât? 4 împărțit la 2, 2 și 5. 5. Deci la 5. 2 cincimi. Ei, de parcă am împărțit întregul în câte părți? În 5 și am luat 2 din ele. Este mult mai ușor să lucrăm cu fracția așa decât cu 4 pe 10. Sunt numere mai mari și iată, mi-ar veni greu să împart la 10 și să iau 4 din ele. Da? Deci asta înseamnă că împart la 10 și să iau 4. Uitați-vă. Mai degrabă îmi vine să iau un segment să-l împart la 5. Uitați, iau un segment să-l împart în 5 bucăți. 1, 2, 3, 4 și mai lungesc un pic, ca să fie perfect, 5. Da? Două cincimi, copii, două cincimi înseamnă că întregul a fost împărțit în 5 și noi luăm 2. Asta înseamnă două cincimi. Și vreți să vă arăt, fără să schimb desenul, cum pot obține 4 pe 10? Sigur că vreau. Facem 4 fără să schimbe desenul. Adică, foarte ușor. Ia să vedem. Dăm segmentele în jumate. Așa. Și altădată 10. Da. Deci fiecare. Da,
Da? Și are 4, cât are aici? 4, deci 2 cinci înseamnă de fapt 4 zecimi. 4 zecimi. Că întregul a fost împărțit în 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poți să-l fac și în 20. Da, poți să-l fac eu? Da? Deci 4 pe 10 sau egal cu cât? Câte în 20 dacă da? Mai dăm o dată, un segment. În două, dar fiecare da, în două. Da, fiecare segmentul două. Și cât, la numărător cât să fie? 6. 8? 8? Că înmulțim cu 2. Da. 8 pe 20. Da. 8 pe 20. Exact, v-am spus. Deci dacă îl dăm una, două, iar fiecare în două, am obținut astfel 20 de segmente, iar în partea noastră aici avem câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? 8 pe 20. Am înțeles. Deci, mult mai greu să lucrezi cu 8 pe 20 și mult mai la îndemână să lucrezi cu 2 cincimi. De aceea îți fac simplificările. Nu-mi place să lucrez cu fracția asta. Nu-mi place să lucrez cu fracția 8 pe 20. Nici cu 4 pe 10. De aceea caut numărul prin care s-ar împărți atât numărătorul cât și numitorul. Totdeauna îmi plac, îmi plac fracțiile ireductibile. Scrieți. Îmi plac fracțiile ireductibile. Da, spuneți așa. Proful ne spune că... Profului îi plac fracțiile. Da. Profului îi plac fracțiile ireductibile. De ce, Oare? Mie nu. Profului îi plac fracțiile ireductibile. De ce, Oare? Deoarece nu se pot simplifica. Și este mult mai ușor de reprezentat decât să faci segmente de astea multe, să obosești. Nu-mi plac fracțiile. Nu-ți plac. Dar de ce? Din cauza că vrei să intri în conflict cu mine. Atâta tot. Din dorința de a fi în dispută cu mine. Deci profului plac fracțiile ireductibile și ne recomandă și noi. Da? Și ne recomandă și nouă același lucru. Bun. După ce am vorbit de fracții ireductibile, lucrul la care vrem să ajungem de fiecare dată, acum aș vrea să faceți... Desenul? Nu. Ce înseamnă 3 pătrimi din 100? Ok. Nu! Poți să fac la tablă. 3 pătrimi dintr-o 100. Să fac la tablă. Să vedem ce vrei să faci tu. 100 poți la 4, ok. Asta face? 100 împărțit 3 ori 4. Împărțit 3 ori 4. Poți arăt? 100 împărțit la 4, ok, nu? Așa ar fi, nu? Da. Păi 3 pătrimi din 100 înseamnă că întregul 100 se împarte la 4 și noi luăm din acele doar 3, nu? Da, de 4. Deci vine, ca operație ar fi așa, 100, spune Noemi, 100 împărțit la 4. Deci 100... Poți să fac acolo, acolo, da. 100 împărțit la 4. 8, 3. Ori 3. Asta înseamnă 3 pătrimi. Cine dă 25? 8. 3. 3 egal cu 3, 8, 5, 5, 15, 15, 15, 15, 75. Foarte frumos. Deci, 3 pătrimi din 100 este egal cu... Înainte nu știam dacă nu am văzut. Da? 3 pătrimi din 100 este egal cu 3 pe 4 ori înmulțit cu 100. Înmulțit cu 100. Și ai făcut un lucru formidabil. Că tu ai spus așa, 100 îl împas la 4 și înmulțești cu 3, nu așa? Da. Eu am să fac altfel. Mai există? 3 ori 100, 300. Exact, împărțit la 4. 300, deci împărțit la 4. Da, da. 300 împărțit la 4 înseamnă? 4 în 3. Și... 5. 5, da. Că 30 împărțit la 4 fac 7. 7 ori 4, 28. Asta este fracție supraunitară. Și am făcut 75. Dar ne-am învățat timpul să facem da. Și pe noi. Așa, 100 împărțit la 4 și mulțiți cu 3. Da, dar acum ați venit la prof online. Și ați aflat o chestie și mai tare. Deci poți să mulțești numărul cu numărul ăsta și să împarți pe urmă. Voi faceți ce? Până îl împărțiți la 4 întâi, îl împărțiți la 4 și până mulțiți cu 3.
Dar eu zic să-l mulțesc întâi cu 3 și când nu se rupă la 4. E același lucru. E același lucru. Dar mai am o chestie acum care vă spun. Este spectaculos ce vă spun. Deci, cât ai aici? Da. Uitați cum fac. Simplificăm cu prin 4 și numărătorul și numitorul. Dar numărătorul de la asta și numitorul de la asta. Și uitați, 200 sunt parte exact la 4. Și cât vine? 25. 100 împărțit la 4, 25 ori 3, dar 75. Cum ai făcut tu? Da? Deci pot să fac chiar pe loc, acolo. Să nu muncesc deoparte. Înseamnă că nouă ne clar un lucru. Eu am zis 3 ori 100, 300 împărțit la 4. Dar ca să nu muncesc așa, fac simplificările acelea. Îmi închipui că fracția asta ar fi 100 pe 4. E tot același lucru. Deci pot să spun 3 ori 100 supra 4. 4 ori 1. Da? 4 ori 1. 4. Și acum, fracția asta, chit că nu am zis că face 300, dar dacă vreau să... Ea este... Nu este ireductibilă. Este reductibilă, că s-ar putea împăți prin 4, unul din ei chiar. Și vine aici, împărțit prin 4 și face 25, și face 3 ori 25, 3 ori 25 egal cu 75, cum ai făcut operațiile respective, da? Începem ușor, ușor să vedeți un lucru. Operații cu fracții. Acum v-am arătat cum se mulțesc două fracții. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Dar mai este ceva. Adică mai știu o operație cu fracții. Am o întrebare. Semnul de obicei linia înseamnă împărțit? Da! Da, exact. Păi asta vreau să vă întreb, ducă ne dă, adică, da, 3 deci, împărțit la 4. 3 împărțit? Cât ar face 3 împărțit la 4? E împărțit minus 3. E minus 1? Nu, nu, e minus 1? Nu, e împărțit 3. Nu, împărțit 1, pardon. Nu. Împărțit minus 1. Nu, vezi că vă vine greu să împărțiți când ăsta de sus e mai mic decât ăsta de jos, da? Nu, virgulă 1. Da. Ceva cu virgulă. Ceva cu virgulă. 0,1. Nu. Nu. Face 0,75. Cum? Deci 3 împărțit la 4 este egal cu 0,75. Nu dare capul nu astăzi. 0,75. Cum ați făcut? Cum am făcut? Iată așa. Voi sunteți atelicuri și smulgeți toate cunoștințele care le știu și eu. Eu am și eu câteva lucruri și vreau să le păstrez pentru mine. Atenție, atenție, că este în stare să te dărâm tu. Ați văzut? La clasă tot așa stai în bancă? Da. Stau așa, nu? Nu stau cu el în bancă. Stau așa și mă și dar învățătoare are un problemă cu el. Nu. Dar când stau, nu. Aveau altă profesoară cu mine problemă, că stăteam așa. Dar e o problemă, totuși, ca să stai într-un loc, bancă, e o problemă complicată. Hai, o pot. 3 împărțit la 4, da? Nu se poate. Dacă îmi pot, nu ați găsit. Hai ca să fim atenți, ca să lichidăm. Deci 3 împărțit la 4 nu se poate. Și zicem, mergi de 0 ori. Da, virgulă. Da. Așa. Și acum mai punem un 0 aici. Și acum apare 30 împărțit la 4. 30 împărțit la 4. Și ne dă... Ca să înțelegeți voi, am să fac așa. Eu am numai pe 3. Aici nu e mai 0, ca așa am vorbit mai înainte, da? 3. Aici este 1. Aici este 2. Și încă dată 3. Și cum să-l împart eu pe 3 la 4? La 4 segmente. Și atunci îmi vine o idee. Să împart fiecare segment în 10. Și încă una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Câte segmente de astea micuțe am făcut acum? 30. Da. De-aia am zis 30. A, da. 30 împărțit la 4 și fac de 7 ori. 7 ori 4, 28. Așa. Și rămâne aici câte rămân. Două segmente de astea micuțe. Deci m-am dus la 28. Da? M-am dus până la 28 de 7 ori. Și au rămas câte segmente de astea micuțe? Două. Da, două până la 30. 8 din 10, 2, nimic. Și pe astea două, astea două micuțe care mi-au rămas aici, le iau deoparte. Și le văd mari. Și le împart la rândul lor în 10. Iar le împart în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și punem 10 împărțit la 2. Și 20. 20 împărțit la 4. Da? Că e 2 și mai pun un 0. Deci 20. Am făcut din două astea micuțe, împărțindu-le pe fiecare în 10, am făcut 20 de astea și mai micuțe. Ca și mai și pe fiecare, e închipuțe, pe fiecare micuță am împărțit-o în 10. Și am făcut, și acum, sutim se cheamă cele. Și acum 20 împărțit la 4 fac 5. Iată cât am obținut. 3 împărțit la 4 este egal 0,75. Deci, în clasa 5-a, o să învățați aceste lucruri. Era știu. Dar, vedeți, am vrut la întrebarea ta, cât ar însemna 3 pe 4 ca număr? Cum s-ar face? Cum s-ar face împărțirea lui 3 la 4? Că ai fost șmecheră aici, Noemi. Tu ai zis așa, linia asta de fracții înseamnă o împărțire. Da. Și acum mai pus în cum să spunem, ca la box. Mai prins în corzi. În colț. Așa. Și mi-ai zis așa, ia să văd cum împarți tu 3 la 4. Da? Dar este mai... Pot să fac desenul la 8 supra 4. 8 supra 4 este ușor de făcut. Da, asta e ușor compărțit. 8 supra 4 ne dă 2. Dar 8 împărțit la 5. Poți să arăt? 8 cincimi. Ne dă... Stai puțin. Ne dă 1. Da. 13. Deci 8 împărțit la 4, iată, Laime este din ce în ce mai curioasă și mă provoacă cu fel de întrebări. Da? Deci, Laime, tu spui așa, că 8 împărțit la 8 pe 4, 8 pe 5, da? 8 pe 5, adică dacă ai avea 8 mere și vrei să le dai la 5 elevi, ți se întâmplă ca să le dai câte un măr la fiecare. Și-ți mai rămân 3. Și mai rămân 3. Deci 8 pe 5 ar fi egal cu 5 supra 5. Că 5 supra 5 înseamnă 1. Da? Plus 3 cincimi. Pentru că pe 8-ul ăsta l-ai văzut așa descompus, ca fiind 5 plus 3. Hai să spui situații. Hai că, Noemi, dacă mă vii cu întrebarea asta, trebuie să răspund. Mai bine să vă dăm. Păi tot că tu ai venit, eu ce să fac? Deci 8 pe 5 este egal cu 8-ul să scrii ca fiind 5 plus 3 supra 5, da? Și egal mai departe. Da, asta am învățat. 5 pe 5, da? Plus 3 pe 5. Adică 5 pe 5 înseamnă 1 plus 3 cincimi. Adică ți-au mai rămas 3 mere și trebuie să le împarți la 5. Poți să mai arăt un exercițiu? Cum vei împărți tu pe 3 mere? Le mai dai câte un măr întreg? Dacă ai numai 3 mere, la 5. Nu, le dai jumate. Nici jumate. Un sfert. Nici un sfert. Eu cred că mai mult de un sfert. 5 sferturi. Împarți în 3 bucăți. Deci dacă l-am împărțit pe cele 3 mere
dacă le-am împărțit în jumate, deci în jumate, trei mere, da? Și le dau în două noieme, câte îmi trebuiau mie, câte jumătăți îmi trebuiau ca să dau la cinci? Cinci jumătăți. Da, exact. Eu câte am aici? Câte șase. Jumătăți? Șase jumătăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am păcălit. Dacă vrei să fie neapărat egal? Păi da, eu le dau în mod egal, nu sunt tocmai. Deci fac o împărțire corectă. Tu vrei să participi și tu la împărțirea asta, nu? Adică, ce rămâne, rămâne pentru tine. Bine. Da? Da? Deci egal cu un întreg, un măr întreg, plus o doime, plus o jumătate de măr, nu? Și plus rămâne, îți rămâne una pe care trebuie să o împărți la cinci. Îți mai rămâne o jumătate. Deci, o jumătate pe care trebuie să o împărți la cinci. Adică 1 pe 10. Nu. Am împărțit în trei. Deci nu mă mai gândesc că am împărțit în trei, lasă-mă în pace. Da. Este superb. Lecția cu voi este un spectacol. Deci, măine, tu mă bagi în, cum spune, la încurcătură și totul încerci să mă scoți. Acum zici, nu mai chemiți că am împărțit-o deja. Cert este că, Noemi, le dai câte un număr. Și mi-au mai rămas 4 bucăți pentru mine. Și-au rămas 4 bucăți pentru tine. Bun. Da, dragilor, felul în care facem matematica ne bine dispune mai. 1,4. 1,5. 1,4. De ce? Păi de o jumătate, jumătatea asta înseamnă 1,5, Noemi. Deci, 5, 10. Dacă aș fi împărțit în 10, 1 pe 2 înseamnă 5. Înseamnă 5 pe 10, da? 5 din cele 10 mile cele. Deci 0,5 măcar. 1,5. Deci înseamnă așa. 8 pe 5. Înseamnă un întreg, un măr întreg, 5 zecimi, adică jumătate din măr, și mai ai încă jumătatea asta pe care trebuie să o dai iarăși în 5. Și acolo se fac tot felul de calcule, așa, și mai apar sutin, și mai apar și așa mai departe. Da. Alo? Alo, da? Da? Da, sunt tuturor de matematică. Mă rog. Bine, ne dă 1,5. 1,5 și ceva pe acolo mărunțiș. Da? Și încă ceva mărunțiș. Și încă ceva mărunțiș, sutim, e pe acolo. Deci, noi ți-am satisfăcut cu curiozitatea. Deci există și posibilitatea să împarți un număr mai mare la unul mai mic și merge de un număr în 3 de ori, după care rămâne partea zecimală, înseamnă că în final tu poți să spun și 237 împărțit la 15. Poți să faci 237 împărțit la 15? Da. Cum facem? Ia să vedem. Nu putem. Știu eu. Rest 2, cred. Știu eu. Ia să vedem. Hai să facem asta. Știu eu. Că este 237 împărțit la 15 prima dată. 237 împărțit la 15 este egal cu 15 în 23, hai să te rog și Ștefania, 15 în 23 merge de 1 ori 15, 5 din 13, 5 din 3 nu spate, din 13, 8, da. Nu? 5 din 13, 8, 7, mă? 5 din 13, 8, nimic. Coborâm pe 7.
15 în 87 merge cam de 6 ori. 6 ori 5, 30. 3, 6 ori 9, 6 și cu 3, 9, 9, de 5. Dar ne dă cu restul. De 5 ori atunci. 5 ori 5, 25. 5 ori 1, 5 cu 2 și cu 2, 6. 15 merge de 3 ori. Cum? 5 ori 15, 75. A, da. Da? Și merge aici 2, 1. Copii, la împărțire să fiți foarte atent, ca atunci când puneți de numărul care merge, restul care o obține să fie mai mic decât împărțitorul. Asta e legea. A, da. Deci totdeauna trebuie să fim foarte atenți. Restul să fie mai mic decât împărțitorul. Păi, iar... Atunci ar mai merge de un număr mai plus de ori. Creștem numărul de... De aici, deci ne dă 15, rest 12. 5, împărțim 15 și... Deci face cât? La împărțire este egal cu 15 plus restul care l-am obținut, 12 supra 15. Dar cum când ne dă? 1,5. Așa. Gata, Erike. 1,12? Că dacă m-ați spus 12... Fracția asta... Am zis 12 pe 15. 12 restul supraîmpărțitor. Da? Deci, atenție, 237 împărțit la 15 mi-a dat 15, ca și cum aș avea 237 din mere împărțit la 15, le dau câte 15 mere și mai rămâne restul 12... 1,2. De ce? O secundă. Nu e 1,2. Nu? Fracția asta este reductibilă asta. Ea se mai poate simplifica. Prin cât? Găsesc un număr încât să împarți numărătorul și numitorul? Prin cât? Care e numărul la care s-ar împărți exact și 12 și 15? A, 4, 1, 2, 3, 3, 3. Că prin 2 nu vrea numai ăsta, dar nu vrea ăsta. Prin 3, da, se împarte prin 3 și numărătorul și numitorul. Deci egal cu 15, care era scris în față, plus 12 împărțit la 3 face cât? 12 împărțit la 3, 4. Supra și 15 împărțit la 3? 5. 5. 4 supra 5. Deci ai 15 întregi și 4 cincimi. Poți să spun cât e... Rezultat 15. Că trebuie să facem 15 ori 5. Bun, asta nu mă gândesc să fac așa, ci important este în clipa asta... 45 de minute. 45 mai avem un pic. Da. Deci, 15 întregi și 4 cincimi. Oare cât se însemne 4 cincimi? Am învățat noi cum se împărțim. 0,1. Pe fiecare. Hai să facem așa. Sunt 4, da? 5. Sunt 4 de ăștia. Care trebuie să împart la 5. 1, 2, 3 și 4. Și spuneam 10. Că fac ce chestii? Împart pe fiecare în 10. 0,10. Atenție. Pe fiecare în 10, da? Câte zeci de astea fac eu? Câte? 40. 40. Și 40 se împarte la 5? 40, da. 8, da? Da. Deci, 0,8. 0,8 acum astea. Acum am înțeles cum se face, nu? Deci 15 ne mai plus da? 0,8. Așa. Dai. Asta este, da? Când nu s-au putut, pun un 0, virgulă, și când am făcut zecimile acelea, zecimile împart la... Da? Fiecare... Ceva legat de o zonă, nu e sigur. Da. Deci 40 împărțit la 5 egal cu 8 înseamnă 15 întregi și 8 zecimi. Deci voi spune egal cu 15 întregi, virgulă 8. Da? Asta este rezultatul. 15,8. Deci 237 supra 15 înseamnă... Dar putem și fără să facem calculele astea și să facem direct că ne dă 237. O, da, ți-am spus, ești o șmecheră și îmi fur toate cunoștințele mele. Tu în loc să mă lași pe mine să mai spun altă dată, acum vrei tot. Bine, mă, hai să facem. Nu. Uite ce facem.
Adică, ar merita să profiți și tu. Și Ștefania la fel. Ce face acum Noemi este o șmecherie foarte bine pusă la punct. Ea își pune întrebări tot timpul și vrea să mă aflu încă ceva și încă ceva. Eu spus, dar deodată la împărțirea asta puteam să ajungem așa ceva? Da, Noemi, eu te pun. Deci 237 împărțit la cât am spus noi? La 15. Este egal cu. Merge odată, luăm pe astea două fete, toată lumea face asta, da? Haide, vă rog să lucrați la ea. 237 împărțit la 15. Și merge odată, 1 ori 15, 15. 8. 5 din 13, 8. Nimic. 7 coboară, merge de 5 ori. 75. Rest 12. Și nu mai am ce coboră. Pun o virgulă la aici, că nu mai am ce coboră. Pun virgulă. Și după 7 cu virgulă pot să urmeze multe zerouri. Cât eu vreau eu. Și acum cobor un zerou. Dar după ce am pus virgulă aici, atenție. Virgulă 12, virgulă 10. Și acum am împărțit 120 împărțit la 15. Și merge de 8 ori. Aaa, ce tare! Cum? 8 ori 5, 40. Ne-ai putea să vedeți dacă știm, dacă am învățat? Foarte tare, nu? Deci în felul ăsta am învățat acum cum se împarte și cu numere decimale, nu? La 6 astea nu vine? O să vină, sigur că vin, dar acum s-o cu 6. Sper să nu mai vin. Bă, răi, e 6. Nu e 6. E la 4. Bă, e 6.23. Păi, 6.23, dar e vin la 6.5. Deci, datorită faptului că voi trebuie să stați până la 6. Da, 2 ore. Da, dar între timp ne mai jucăm, nu? Ce faci tu acum, numai... Deci ne puteți da ca să facem sigur, acum, să vedeți dacă acum, știm. Acum vă dau. Vreau să împărțiți pe... 239 împărțit la 12. 239 la 12. Haideți. Noi am capul sus. Două sute treizeci și nouă împărțit la 12. Merge o dată, nu? Da. 12. Să nu vă ajut, da? Da, da, da. Am ajuns la margine, pun virgula aici și pun un zero. Și continui tot câte un zero, pun tot câte un zero. 12.910 merge foarte bine de tot de 9 ori. 19.9. 9. 9 ori 2, 18. 9 ori 9 și cu 2, 11. 108. 2. 2. Restul 2, da? Punem un 0, 20. 12 în 20 merge de o dată. Deci putem continua cu multe, multe decimale. Deci... Și... Noi continuăm sau ne opim 2 la 9? Nu, continuăm, că așa mi-ai spus, acum nu mă pot opri. Să vedem. 1 ori 12, 12. Tu ai vrut. Da? 8. 80. Iată, scriem asta. Deci 8. De 12, rămâne restul 8.
Și acum, 12 în 80 merge de câte ori? 12 în 80? 80 împărțit la 12. De 12, de 5 ori? Dar am o întrebare. În culise, când faceți, vă gândiți la numărul ăsta sau le dați pur și simplu? Pur și simplu am dat. Poți să dau și eu? Sigur că da. Hai, dar să-ți rămânăm, să lăsăm un drum aici. Să vedem dacă se termină vreodată împărțirea asta. De câte ori merge? Așa să vedem. De 5 ori? De 6 ori ar merge, 6 ori 2, 12, 6 ori 7. Merge 6 ori. Da. 6 ori 2, 12. 6 ori 6, 1, 7. Iar merge 8. Iar 80, iar merge de 6 ori, și iar face 72, și iar rămâne 8, și iar 80, și iar de 6 ori, și iar nu mai... Nu se mai termine acum. Dar până când? Eu nu se mai termine. Acum nu se mai termine. Deci, pot să fac și eu? Să deci dau un găsit număr. Am găsit un număr la care împărțirea nu se mai termină. Se zice că e un număr periodic acum. Periodic. Da, periodic. Adică ține până când? Până când ne plictisim, îmbătrânim noi, lăsăm și la copiii noștri și răstrăim poți și așa mai departe. Și poți de nici. Nu, se, da, nu se termină împărțirea asta niciodată. Poți da? Să dau un număr. Ia să zic. 100. Împărțit la? Poate, dar... Nu. 100 împărțit la 51. 51. Corect. La 51. Era să zic la 50, da? La 50 merge două ori. Că... La 51 merge o dată. 51. Rămâne rest 49. Nu? Că 1 da, merge 49. Punem 0. Punem virgula. Da, 0. Punem 0 aici. Da. 490 în 50. Da, 5 în 49. 5 în 49. A, așa zic, 5 în 49. A, 9 ori 5, 45. Da? De 9 ori. 9 ori 1, 9. 9 ori 5, 45. Nici nu se poate mai mult din 9. Da. 9 din 10, 1. 5 din 8. 5 din 8, 3. 3. 5 din 0. Punem încă un 0, continuăm. Profund. Ca 5 în 31. 55. Cât? 55. Lasă un pic. Până la 60. 60. Da. 5 în 31 de 6 ori. 6 ori 1, 6. 6 ori 5, 30. 4, 6 din 10, 4. Nimic, nimic. 40. 51 în 40 merge de câte ori? Haide de... Ai încuiat-o de da. Ești în fază. Bă. Ce să faci? Mai aduci 51. 51 în 40. Merge de 0 ori. Da? De 0 ori. Că e încă mai mic. Mai punem un 0. 400. 5 în 40. Merge de 8 ori. Dar e cam mult. Că mai vine 7 ori. 7 ori 1, 7. 7 ori 5, 35. 7 din 10. Da, 7 din 10 egal cu 3. 5 din 9, 4. Nimic. 430. 5 în 43 merge de... Ia ține până... Dacă tu mi-ai dat împărțirea să... Da, nu m-am gândit. Ce spune la întâmplare? Păi la întâmplare, sigur. 100 împărțit 2. Ei, am vorbit că la întâmplare, la întâmplare. Poți și 10 împărțit la 7? Sigur. La 8, împărțit la 8. 10 Restul împărțit 3. La 8? Ia să vedem. 10 împărțit la 8. Adică 10 pe 8. 10 supra 8. E de parcă aș spune 5 pe 4. Că simplific prin 2. În loc să fac eu 10 împărțit la 8, că nu vreau să o fac, da, mai întâi simplific asta și 5 pe 4. Ei, de parcă aș face 5 împărțit la 4. Și bine, 5 împărțit la 4, merge odată, 1 ori 4, 4, 1, am ajuns la margine, pun virgula, 10. 4 în 10 merge de 2 ori, 2 ori 4, 8, 20, 5.
1,25. Deci, 2, 5 pe 4 înseamnă un întreg și 25 de sutim. Da. 1,25. Așa e mai ușor. Mi-e mai plăcut decât se facă în bărșa asta. Deci de aceea am spus totdeauna fracțiile să fie ireductibile. Acum îmi plac și mie. Da. Nu înțelege, deși fracții ireductibile, da? Pentru că așa se întâmplă, e mult mai simplu decât de bărșa. Ne oprim aici, dragilor. La revedere. A fost o lecție foarte frumoasă, interesantă. Voi am multe întrebări. Acum am multe întrebări. Da. Mi-a fost o zi bună. La revedere.